Astăzi vă prezentăm colaboratorii Arca TV din Paris, Franța, ARSD, Asociația Română de Sprijin și Dezvoltare Paris, condusă de Daniela Robitu. Asociația sprijină persoanele care vor să deruleze activități artistice, culturale, economice, oferă asistență în probleme de integrare și organizează evenimente. Pe malurile Senei, Asociația Română de Sprijin și Dezvoltare Paris a reușit să creeze un superb colț de România. Bună ziua! Sunt Crăciunescu Daniela Florentina, fondatorul Asociației Române de Sprijin și Dezvoltare. Această asociație am creat-o din dorința de a ajuta pe cei aflați în impas și de a crea o legătură de unitate și solidaritate a românilor aflați în Franța. Din nenumăratele evenimente culturale realizate de noi, doresc să enumăr câteva. Primăvara românească la Paris, în cadrul căruia am promovat mărțișorul. Zilele culturale, eveniment dedicat românilor de pretutindeni. Dracula între mit și realitate. Întâlnirea artiștilor, ziua ei. Bună ziua tuturor, de aici, din inima Parisului. Sunt Ina Filip și sunt consilier administrativ cadrul Asociației Române de Sprijin și Dezvoltare. În colaborare cu Primăria Parisului am organizat evenimente precum Marea Curățenie la Paris, Festivalul Europei, Ziua Cetățeanului European. Ce este Asociația Arte de Paris? Poate credeți că este o asociație ca oricare, dar scopul acesta este să promoveze cultura și imaginea românească puțin cunoscută în Franța și în străinătate. Bursa Pieții de Muncă este o activitate socioeconomică care se bucură de un mare interes în rândul colaboratorilor noștri din mediul de afaceri român și francez, aceasta ajungând la cea de-a 8-a ediție. Bună ziua, vă zice și Clău Ioan, consilier șef ARSD Paris. Eu, la rândul meu, vreau să mulțumesc Institutului Cultural Român, vreau să mulțumesc Ambasadei României din Paris, cele două instituții care ne reprezintă. Dacă doriți, propunerile dumneavoastră, sugestiile dumneavoastră, reclamațiile dumneavoastră, avem un mail, arsdparis@gmail.com.